Salutare, oameni buni, știu că v-au prins surprindere cu clipul ăsta postat offline, dar iată că cei de la Bethesda au un obicei, sau probabil a fost o simplă coincidență, să lanseze un alt joc pe data de 5-a 5-a a unui an. Acum 2 ani de zile lansau pe 5-a 5-a jocul Wolfenstein The Old Blood. Iată că în 2017 lansează jocul Prey pe 5-a 5-a. Îmi pare rău că nu am putut să-l fac în ziua lansării, dar un bun prieten de-al meu, pe nume Zeus, tocmai acum a avut timp să-mi dea family share la contul de Steam. Niciodată nu e prea târziu, se zice, mai bine mai târziu decât niciodată. Așadar, dragilor, am încredere în cei de la Bethesda, jocurile lor cu campanie single player au o poveste super mișto și cu siguranță jocul Prey va trebui să mă impresioneze, să zic așa. Așadar, pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Radu, fac gameplay-uri pe YouTube din pură pasiune pentru jocuri video și ca să sărbătoresc 2 ani de zile de când am postat primul clip pe acest canal, iată că o să încep o serie offline. Știu că pe unii dintre voi vă ia prin surprindere, iar pe alții nu, pentru că pe live stream-uri o bună parte din voi m-au întrebat, iar alții m-au rugat să mai fac serii offline. Iată că a venit momentul să o facem, cu asta am început și cu asta cred că voi termina, dacă voi termina vreodată. Așa, și o să încep un new game. Salvăm aici, override, yes. Normal. Ok, putem să alegem băiat sau fată. Nu știu dacă ați văzut, ea, când a avut flash-ul ăla, i s-a făcut, vedeți, i se face ochiul roșu. Nice. Alegem băiat. Adevărul este că am încredere în cei de la Bethesda, fac jocuri faine. Cei de la Bethesda sunt vinovați, în ghilimele, și pentru jocurile seria Dishonored, The Wolfenstein, The Old Blood. Ce joc am mai făcut? Fallout 4. Așadar au o reputație destul de ok când vine vorba de jocuri cu campanie single player. Doom, oameni buni! Doom! Noul Doom a apărut anul trecut, în 2016, a apărut, parcă? Parcă în 2016. Așadar, să vedem care este treaba și cu Prey. Din câte am înțeles, au mai fost două jocuri Prey care n-au nicio legătură cu acesta. Hei, ce Dumnezeului? Ăsta e loading? A fost loading adineauri, acum e alt loading? Ăsta e loading la loading? Press any key button. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Ok. 2032. 15 martie. Pre-order bonus, prin intermediul ăsta, faptul că am văzut pre-order bonus acolo, mi-am adus aminte, jocul nu este al meu, oameni buni, jocul este împărtășit prin family share de către un prieten bun de-al meu, Zeus. Prin intermediul ăsta vreau să-i mulțumesc pentru family share. Mulțumesc, Zeus, dacă te vei uita la acest clip. Și ne spune că vă mulțumim pentru pre-order, pentru pre-order-ul făcut jocului Prey. Itemele pot fi găsite în containerul special în biroul lui Morgan, care este, cred că ăsta, nu? Hey, Morgan, wake up. You're burning daylight. You sent the helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Oh, listen, really great you decided to come on board.
We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Okay, okay. Three new emails. Congrats and welcome. Prima zi de muncă, martie 15, ok. I send a package from Alex Yu, ok, ready? Yes, I'm ready. Hey, what the fuck is this? Is this pizza? Hey man, is this pizza, man? Put it right over here. What? Put it right over here. Ok, this is kinda strange. Can you see this shit? Huh? Vedeți? Stăm cu picioarele pe apă. Bune cu aia? Stăm cu picioarele pe pizza care este pe masă? What the fuck? Hey, game! A fost un mic bug! A fost un mic bug! Super! Bine, mă, bine. Morning, Mr. Yu. Morning, you too. Ok, când alergăm avem o bară care se pare că se încarcă. Hey, girl. Heard there's a chopper on the roof. Must be for you. Am auzit că e un elicopter pe acoperiș. Cred că este pentru tine. Stai puțin să activăm și subtitrările. All dialog. Ce mai avem? Off, main și all. Bun. Black space. Ia mai zici ceva. You'll have to take the elevator. Trebuie să luăm elevatorul. Ok. These things can be tricky, you know. He? Down the hall. But you know that, I guess. Aren't you going to be late? You're supposed to keep going. You're going to get me in trouble. I can't talk to you anymore. A refuzat să mai vorbească cu mine. Use space to jump and shift to sprint, press C to crouch or to slide while sprinting. Ok, ia să testăm noi un pic. Aha! Ai văzut, dragă, ce am făcut eu aici? Ai văzut, Patricia? N-ai văzut. Tu nu vrei să mai vorbești cu mine. A refuzat să mai vorbească cu mine. Trebuie să mergem pe acoperiș. Ne așteaptă elicopterul. Oameni buni, pot să zic că am puține emoții. Fiindcă n-am mai făcut de ceva vreme un joc offline. Cred că de la Quantum Break, dacă nu mă înșel. Hey, there's my helicopter! Da. Nu se poate intra pe acolo, nu se poate. Dar pe aici se poate. Măi, ce luxos e, măi. Mr. Yu, please make yourself comfortable and we'll be on our way. Transtar facility is just a short hop. Ce mișto scrie. 78 degrees, clear skies all the way. Bethesda Softworks, tare. Dă din picior, pe bune, eu dau din cap. Acum. Și ăsta dă din picior. Când dau cu pumnul, alții dau cu capul, masă. Sunt banditul de votar, vreau să violez o grasă. An Arcane Studios production. Bă, sincer, nu mi-ar plăcea să trăiesc așa. La modul cel mai serios. Prey. Prada.
Chiar sunt curios să văd dacă mai scrie după ce cobor din Here we are, Mr. Yu. Din elicopter. Mind the glass on the way out. Good luck to you. No. A dispărut Preiu. A dispărut definitiv. Hello, Dr. Yu. Hello, Doctor. Science operator. I'm a Sybil 495 science class operator. My instruments are calibrated for high volume data analysis and live readings. Don't worry. Nothing will be missed. Okay. It won't be long before you're on a shuttle bound for Talos 1. Transtar has over a dozen state-of-the-art facilities across the globe. More, if you count the entire Earth-Moon system. Earth-Moon system? Everyone's eager to see what you're capable of, Dr. Yu. I know I am. Oh, și tu ca robot ești curioasă? Our research often requires intense focus and long hours. I can provide you with a psychoactive stimulant after the test, if necessary. I want to stimulate my sexual organs. I'm sure your brother is waiting for you. Hmm, fratele meu mă așteaptă. All our labs meet the minimum. Strange. That's never happened before. I'll have to file a maintenance request. Please excuse me, Dr. Yu. The elevator will take you directly to the testing area. Îi stresez. Gata, până când nu mai zic nimic. Deci până la urmă, dacă stai și apeși F să vorbești cu ei continuu, la un moment dat îți va spune că nu va mai vorbi cu tine. Bine, mă, bine. Nu mi se întâmplă în viața reală treaba asta. Transtar. Ok. Welcome, Morgan Yu. You have și liftul vorbește cu mine? Appointment in the testing facility. Please confirm. Yep. Eu sunt acesta. Mergem să testăm. Ce Dumnezeului vom testa? Vom vedea. Morgan. Hey. Finally. How are you? Hey. You don't look terrible in a Transtar uniform. How's your eye? Still red? I know the test might seem a little unconventional, but it's a you family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Hmm. Don't overthink it. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. We'll be in orbit next week. I promise. In orbit, Mr. Okay. Yu, they're ready for your brother in room A. Right. In room A. Listen, just be yourself. I'll see you after. Ia să vorbim și cu asta. I wish I could show you what I've been working on. Aș vrea să-ți arăt la ce am lucrat. Yes! Vorbesc cu fratele meu. Before Bellamy gets impatient. Lasă-l mă pe Bellamy. Gata, nu mai vorbește. Analizam și eu grafica aia. Testing rooms. Oh, ok. Stai puțin că am văzut ceva aici. What if I told you I could turn you into a mathematician on the level of Einstein in under 10 minutes? What? Neuromod. Ne poate transforma în matematicieni? Caterinca. Hello, sir! Good morning, Morgan. Good morning. I'm Dr. Bellamy. E plină zi afară. We have some tests to run through today. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but trust me, you're going to do fantastic. Yeah, mă iau imește. Great. Let's begin. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Ce să fac? Okay? Wonderful. Press the red button when you're ready. Ta-da! Și ce să fac? Drop a carrot with F. Wonderful. That's... You're absolutely fine. Let's move on to room B, then. Hai să mergem în camera B. Ce s-a întâmplat? Hey. Hey. A fost bine? V-a plăcut? Okay, Morgan. Listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax.
Think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Am doar 9 secunde? Hei! Sau n-am înțeles eu? Trebuie să mă ascund. Păcă, nu? Ne băgăm după scaun, nu-i așa? Nu-i așa? Look. Is he? He's hiding behind the chair. Da. Sunt aici. Haha, bitches. Any synaptic register? At all? No? No, that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. Din câte mi-am dat eu seama, doctorul nu e prea mulțumit pentru faptul că eu gândesc. Adică, din câte am observat, că m-am mai jucat partea asta și la început, înainte să înregistrez, și doctorul nu e prea mulțumit pentru faptul că noi facem testele astea, trecem testele cu brio. Climb up over right. Projects using space. Chiar crede că e ceva neregulă cu noi. Please press the blue button across the room as quickly as you can, in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Okay. Press the red button when you're ready. Bam. Și bam. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Uite, vedeți? Simmons? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Not your fault. You're doing fabulous, actually. One last room. Let's step into D. Am impresia că am fost injectat cu ceva anume, iar acum mă supun unor teste să vadă dacă m-a prostit serul respectiv sau nu știu care e faza. Că văd că nu e satisfăcut de nicio culoare de faptul că trec testele. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate it. Thank you. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Sit down. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. I was born ready, baby. Așa. Planific o vacanță. Mergem undeva unde cunoaștem sau încercăm ceva nou? Bă, încercăm ceva nou. Good, good. It's like you've got the hang of it. Keep going, going. De ce s-au de două ori, de două ori? Ok. O să fim pedepsiți cu moartea, sau o să fiu pedepsit cu moartea pentru acțiunile mele. Cum mă face să mă simt? Calm, omerit, nu? Odată ce alegi să... Ooh, that's heavy stuff. S-a auzit ceva în dreapta, doctore. Ai auzit? Un tren în mișcare o să calce 5 oameni care sunt legați de șine. Poți să faci trenul să schimbe șinele, dar dacă va face asta, o să fie o singură persoană pe celelalte șine. Ce facem? Omorâm una pentru a salva 5? Da. Good. Next. Ok, aceeași fază. O să calce 5 persoane. Noi stăm pe peron lângă un gras. Dacă îl împingem pe gras pe șine, o să oprească trenul. Ce facem? Îl împingem sau nu îl împingem? Țineți minte, dacă îl împingem pe gras, salvează 5 persoane. Îl împingem. Almost done. Tot așa, 5 persoane legate de șine. Ai putea opri trenul numai dacă sari în fața lui, dar vei muri. Push the fat man. Putem să împingem grasul, dar nu mai e grasul cu noi. Ok. Ne sacrificăm, nu? Pentru 5 persoane. Hai să facem. Deși wow. În realitate e mai greu în Panama să faci treaba asta. Și eu sunt. Well done. Well done. We're nearly through it.
For this next part, I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. In a moment, I'm going to ask you what... Where's my coffee? It's empty. Oh my God! Security! Security! What the f... Who the hell? Alex. Simmons, what's going on? We have a problem. What about Morgan? He's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Got it. What the? Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Se repetă? N-avem niciun obiectiv? Ok. Saving. Saving Private Ryan! What the fuck is this shit? Enter password. Paradox. Asta e parola. Șase e-mail-uri? Danger, leave now. For Morgan... To Morgan, you. From January. Danger, leave now. Danger, leave now. Danger, leave now. Ok. 6 și 16 minute? Și ceasul cât arată? Nu dau altă, dar sunt curios, stați puțin. Hei, nu vă nimic. Nu vă nimic. Hei, Teresa! Cum o chema? Hei, what the fuck? Patricia! Spare parts și o... Ok, wow. Take. Hello, Morgan. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first, you need to get out of your apartment building. You're not safe. Okay, January. Breakout. New objective. Swing wrench with mouse one. Oh, am stricat televizorul. Okay. Se pare că avem o bară pe care dacă o consumăm când lovim, nu mai are putere să dea. Okay, am înțeles. Putem să o cărăm pe Patricia. Dar nu o să o cărăm. Bă, aici era hall, what the fuck? Și cum scap eu de aici? Întrebare întrebătoare. Și te întreb dacă te doare. It's bang. You're free, fish! You're... What? Nu pot să mă duc? What the fuck? Good. You're in the simulation lab. Now get to the exit. I'll keep in contact. Wow! Stai puțin, stai puțin, stai puțin, că eu când m-am jucat înainte, nu trebuie să vă arăt chestia asta. Trebuie să vă arăt chestia asta. Wow! N-am știut că poți ieși pe aici. Stați să vă arăt. Stați să vă arăt, trebuie să vedeți asta. Wow, cât de tare. Ia fiți atenți. Vedeți? Ce frumos e afară. Dacă v-aș spune că totul este numai o iluzie și că în spatele geamului este Rita mai laboratorul, ați crede?
Uitați-vă cât de epic e. Ce se va întâmpla de aici încolo, oameni buni, o să vedeți când o să postez episodul 2. Iar pentru asta am nevoie de feedback-ul vostru. Spuneți-mi dacă continuăm sau nu. Eu v-am lăsat, am fost Radu, să fiți iubiți. Aveți grijă de voi, că dacă n-aveți voi, n-are nimeni. Ciao, ciao!